Conducerea Inspectoratului de Jandarm Județean Maramureș susține că anul 2015 a reprezentat o perioadă de tranziție și adaptare acțional-instituțională, determinată de dinamica fenomenelor social-politice, concomitent cu eficientizarea activităților și misiunilor destinate creșterii gradului de siguranță al cetățenilor. A fost un an destul de complex, atât din punct de vedere politic cât și social, ceea ce a condus și la adaptarea instituției noastre pentru a răspunde acestor modificări. Noile modalități de manifestare în spațiul public, în ceea ce privește manifestările de protest și nu numai, s-au modificat oarecum în ultima perioadă, în sensul că se coagulează mult mai ușor orice manifestare prin intermediul rețelelor de socializare. De asemenea, tipologia manifestantului a suferit transformări destul de importante. În special acesta, în momentul de față, este mult mai bine documentat, își cunoaște mult mai bine drepturile, dar și obligațiile ca manifestant. De aceea, medierea și dialogul a fost una dintre preocupările jandarmilor maramureșeni în cursul anului trecut. Am dezvoltat foarte mult la nivelul jandarmeriei Maramureș și a jandarmeriei române această capacitate de dialog. După o reorganizare care a avut loc anul trecut, la nivelul fiecărei structuri am dat această specialitate unor lucrători. Acest element de dialog devine tot mai comun, a pornit de la țările nordice, dar devine tot mai comun forțelor de ordine. Acești oameni discută, explică manifestanților ce se poate întâmpla dacă au o anumită conduită, oferă o anumită reprezentarea acțiunilor forțelor de ordine ca cei care manifestează să nu fie surprinși. Prim-adjunctul Jandarmeriei Maramureș susține că experiența le-a arătat că s-a redus substanțial nevoia de intervenție în forță sau luarea unor măsuri coercitive. Datele prezentate de conducerea IJJ Maramureș au mai evidențiat că fenomenul infracțional s-a redus. Unul dintre, considerăm noi, factorii care ne asumăm, ca să zic așa, este o foarte bună colaborare între instituțiile din acest sistem de ordine publică. Erau anumite discuții vis-a-vis de diferite sisteme de menținere a ordinii publice. Experiența ne arată, chiar și din țările occidentale, că prezența forțelor de ordine este necesară, mai ales în perioade tulburi. Considerăm că o parte importantă acestei scăderi este datorată și maturizării cetățeanului român. Se observă o scădere în special în zonele urbane. Dacă în zonele rurale se menține un stil de viață și statisticile sunt relativ asemănătoare, în zonele urbane se observă o scădere mai importantă. Prim-adjunctul Jandarmeriei Maramureș a afirmat că numărul infracțiunilor grave a scăzut, majoritatea dintre ele fiind acum loviri sau furturi minore.